Serviciile de ambulanță sunt servicii extrem de importante în sistemul sanitar. Sunt servicii care asigură tratament prespitalicesc de urgență, stabilizare pentru pacient și transportul acestuia la spital. De aceea, tot timpul investițiile în acest sistem sunt necesare și utile. De exemplu, Serviciul Județean de Ambulanță Botoșani a fost reabilitat cu bani de la Ministerul Sănătății. Vorbim de lucrări de renovare și reparație atât la sediul central, cât și la celelalte substații din județ, unde își desfășoară activitatea personalul medical de pe ambulanțe. Iar astăzi, la sediul din municipiul Botoșani, a avut loc o slujbă de sfințire în prezența oficialilor din administrația județeană, cât și angajaților unității. Vreau să vă zic că mulțumesc tuturor primarilor care s-au implicat, mulțumesc tuturor primarilor care au substanțe în acest județ. Suntem cu 7 substanțe, funcționăm cu 7 substanțe la nivel de ambulanță. Mă bucur că avem o colaborare foarte bună cu ei. Avem în derulare un proiect european pe tot ce înseamnă digitalizare. Lucrările de reabilitare și modernizare a Serviciului Județean de Ambulanță din municipiul Botoșani au presupus și amenajarea unui spațiu în care funcționează dispensarul, investiție care a ajuns la aproape 20.000 lei. Începând de anul acesta din luna mai, datorită modernizării sediului ISU, am fost nevoiți să ne mutăm aici, prin informând Ministerul Sănătății, Serviciul de Telecomunicații și inclusiv IGSU, și ne vom desfășura activitatea în sediul nostru, până când aceste lucrări se vor termina. Urmează și alte investiții la Serviciul Județean de Ambulanță. Vreau să vă zic, am reușit să intabulăm terenul, care de ani de zile nu a fost intabulat. L-am trecut prin hotărâre de guvern, deja suntem proprietari. Ministerul Sănătății noi a trecut acest teren în administrația Ministerului Sănătății. Îl putem folosi, toate clădirile sunt în administrația Ministerului Sănătății. Avem proiecte, avem toate avizele pentru asfaltare și construcții de garaje, care le vom face, cred că, la anul. Da, în primul trimestru o să vină și ambulanții noi, promise la anul viitor. Investițiile în tot ceea ce înseamnă sistemul sanitar sunt extrem de importante, atât pentru cei care își desfășoară activitatea în aceste unități, cât și pentru pacientul aflat în suferință. Faptul că s-au adus ambulanțe noi, se fac dotări în cadrul serviciului de ambulanță, este un lucru foarte important și vor beneficia foarte mult pacienții care se adresează serviciului. Întotdeauna avem nevoie de investiții pentru tot ce înseamnă sistem medical în județul Botoșani. Iată, de această dată reușim să modernizăm sistemul medical Botoșani și prin prisma acestor investiții la Serviciul Județean de Ambulanță. Serviciul Județean de Ambulanță Botoșani are 7 substații în județ, respectiv la Dorohoi, Darabani, Săveni, Trușești, Flămânzi, Ripiceni și Lunca, și un total de 220 de angajați, din care 200 fac parte din categoria personalului de intervenție, respectiv medici, asistenți și ambulanțieri.